Bună ziua, dragii mei, și bun venit la o nouă lecție de biologie. În cadrul capitolului Viețuitoarele în mediul lor de viață, să vorbim astăzi despre categorii trofice, lanțuri trofice și piramide trofice. Ne reamintim din lecțiile trecute că între viețuitoarele ce alcătuiesc biocenoza se pot stabili trei mari categorii de relații. Relații de hrănire, de apărare și relații legate de reproducere. Cele mai importante sunt relațiile de hrănire, care se mai numesc și relații trofice. Ca urmare a relațiilor trofice, biocenoza are o anumită structură trofică ce cuprinde trei mari categorii de organisme: producătorii, consumatorii și descompunătorii. Producătorii sunt reprezentați în special de plante. Folosind energia solară, apă și săruri minerale, prin procesul de fotosinteză, plantele produc substanțe organice pe care le depozitează în propriile celule și țesuturi. Plantele se numesc producători deoarece pot transforma energia solară în energie chimică, înmagazinată în substanțele chimice de natură organică pe care le sintetizează. Consumatorii cuprind diferite grupe de animale care trăiesc pe seama substanțelor organice sintetizate de către plante. Consumatorii preiau substanțele organice pe care le consumă ca hrană și le folosesc pentru a sintetiza propriile lor substanțe organice necesare creșterii, dezvoltării și reproducerii lor. Există patru categorii de consumatori, cu poziție clară în structura trofică a unei biocenoze. Consumatorii primari sunt cei care se hrănesc cu plante. Și iată, avem aici câteva exemple: o lăcustă, o omidă, iepurele sau vaca. Tot un consumator primar este și o veveriță sau un fazan. Consumatorii secundari trăiesc pe seama consumatorilor primari. Iată, de exemplu, o broască este consumator secundar deoarece se hrănește cu o lăcustă. Consumatorii terțiari sunt cei care trăiesc pe seama consumatorilor secundari. De exemplu, barza consumă o broască. Iar consumatorii cuaternari sunt animalele care trăiesc pe seama consumatorilor terțiari. Și avem aici, de exemplu, o agvilă care consumă barza. Consumatorii secundari, terțiari sau cuaternari pot fi paraziți sau prădători. Există și categorii speciale de consumatori care se încadrează concomitent în mai multe categorii trofice. Speciile omnivore sunt consumatori de ordinul 1, 2, 3 sau 4, deoarece consumă atât hrană vegetală, fiind astfel consumatori primari, cât și hrană animală, putând fi consumatori secundari, terțiari sau cuaternari. O categorie specială o reprezintă plantele carnivore, numite și insectivore. Ele sunt în același timp și producători, deoarece fac fotosinteză, și consumatori de diferite grade, în funcție de categoria trofică din care fac parte micile insecte cu care se hrănesc. Descompunătorii sunt reprezentați mai ales de unele bacterii și ciuperci, care după moartea plantelor și a animalelor, descompun resturile, eliberând mineralele care ajung astfel din nou în sol. Descompunătorii au un rol foarte important, deoarece asigură circuitul materiei în natură, eliberând mineralele din materia organică moartă, pe care le pun din nou la dispoziția plantelor. Populațiile din categorii trofice diferite sunt dependente unele de altele din punct de vedere trofic.
Ele sunt legate ca verigile unui lanț prin relații de hrănire, alcătuind lanțuri trofice. Populațiile reprezintă verigile trofice ale acestor lanțuri. Pentru că populațiile din categorii trofice diferite se hrănesc unele cu altele, materia, respectiv substanțele și energia, circulă în lungul lanțurilor trofice. Lanțurile trofice pot fi terestre, acvatice și subterane. Prima verigă fiind de obicei un producător, respectiv o plantă. Iată, avem aici diferite lanțuri trofice, în care indivizii aparțin unor populații diferite. Primul lanț trofic pornește de la un producător primar, iată o plantă care este consumată de un iepure, animal ierbivor, care poate fi consumat de un om, care în această situație va fi un consumator secundar. Un alt lanț trofic, stejarul produce ghinde pe care le mănâncă o veveriță, iar veverița poate fi consumată de o pisică sălbatică. Un lanț trofic mai lung, de la iarbă, producător primar, substanțele trec la o lăcustă, lăcusta este consumată de o broască, broasca de o barză și barza de un lup. Sau, de la cereale, un fazan și apoi o acvilă. Omul este component al multor lanțuri trofice. El poate fi verigă terminală, cum este cazul primului lanț trofic din materialul nostru, dar poate fi și o verigă intermediară, pe seama sa, putând trăi paraziți externi, ca de exemplu țânțari, purici sau păduri, sau paraziți interni, limbrici sau teni. Organismele care aparțin aceleași categorii trofice alcătuiesc un nivel trofic. Primul nivel trofic este reprezentat de producători, pe care îi notăm cu P mare. Producătorii includ arbori, arbuști, plante de cultură, alge. Al doilea nivel este reprezentat de consumatorii primari sau de ordinul întâi, deci de toate grupele de organisme ierbivore, melci, insecte, păsări, mamifere. Al treilea nivel trofic este reprezentat de consumatorii secundari, care cuprind animale, parazite sau prădătoare ale consumatorilor primari. Al patrulea nivel trofic este reprezentat de consumatorii terțiari sau de ordin 3, care cuprinde animalele, parazite sau prădătoare ale consumatorilor secundari. Și ultimul, al cincilea nivel trofic, este reprezentat de consumatorii de ordin 4 sau quaternari, animale parazite sau prădătoare ale consumatorilor terțiari. Piramida trofică este o reprezentare grafică, un model matematic care exprimă raporturile numerice dintre diferitele niveluri trofice. Baza piramidei o reprezintă producătorii, iar vârful piramidei consumatorii quaternari. În funcție de ecosistem, piramida numerică poate avea baza îngustă, ceea ce înseamnă că numărul plantelor este mai mic decât al animalelor ierbivore. Pădurea este un astfel de ecosistem în care producătorii sunt în număr mai mic decât consumatorii primari, deci piramida are baza îngustă. Piramida poate avea și baza largă, atunci când producătorii sunt în număr mai mare decât animalele ierbivore ce trăiesc pe seama lor. O piramidă trofică cu baza largă întâlnim, de exemplu, în cazul pășunilor.